Dumnezeu nu lucrează direct astăzi la mântuirea oamenilor. Nu lucrează prin îngeri, nici prin decretele sale ceresc, ci lucrează prin noi, frați scumpi. Înțelegeți? Prin voi, prin mine, prin noi. Și dacă noi nu stăm la dispoziția Lui, zadarnic a murit Hristos, oamenii vor merge în ea. Eu și tu trebuie să devin o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Trebuie să devin un canal de legătură între Dumnezeu și oameni. Trebuie să devin un om al rugăciunii care să stăresc pe genunchi pentru pocăința celor din jurul meu. N-am făcut treaba aceasta. Noi am dezvoltat prin bisericile noastre muzica, muzica și iarăși muzica. Am adus piatrele în biserica noastră. Am dezvoltat fanfarele în biserica noastră. Programe peste programe, poezii peste poezii. Și tare a plecut diavolului teatrul acesta, clubul pe care l-am adus în bisericile noastre. De aceea lucrarea nu merge! De aceea nu merge! Vin frați din diferite locuri aici. Eu nu zic să nu vină, le zic bun venit. Dar nu o să intre Iisus să veniți aici, nu vedeți ce multe persoane sunt și nu avem locuri. Interesul să stai acasă, frate, cel puțin o jumătate de ore pe genunchi, înaintea lui Dumnezeu să te pocăiești tu, care ești de 20, 30, 40 de ani pocăit și în jurul tău oamenii merg în iad, îți morți în păcat. De ce? Să te întrebi de ce? Nu cumva tu nu ai avut legătura cu Dumnezeu? Ai fost un pocăit formalist. Din partea ta puteau să meargă toți în iad. Asta e mare păcat. Spun cu mâna pe Biblie că dacă creștinismul ar fi luat-o în serios problema aceasta, problema consacrării pentru Dumnezeu, problema rugăciunii stăruitoare pentru vecini, cunoștințe, colegi, oraș, țară, lui întreagă, de mult, de mult, omenirea n-ar fi cunoscut pe Hristos de la mic la mare. Noi suntem vinovații, făcăiții, care nu ne-am trăit nici viața model. Și tu, iubitul meu suflet, care ai stat în nepăsare sau indiferență sau în amânare, să întâlnești cu oare să nu pe Hristos, dacă Hristos stătea așa de necosător față de soarta ta și față de soarta mea, noi ajungeam în ea. Dumnezeu a coborât în lumea noastră, s-a făcut om, a murit pentru noi. Dumnezeu moare pentru oameni. Oamenii vor înțelege vreodată acest adevăr, cât se va juca umanitatea cu moartea lui Hristos, cât timp o va cărca în picioare mare. Dacă și tu calci, îți calci propria ta fericire, propria ta perspectivă de a avea viață veșnică. Dumnezeu a avut milă față de pământul nostru, l-a trimis pe Hristos să moară, l-a dat să moară pe Hristos. Atât de mult a iubit și iubește Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Hristos să moară, pentru ca oricine va crede în El și va primi în viață, să nu piară, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Auzi tu, tu vei pieri, vei dispare din fața lui Dumnezeu, vei pieri, dacă nu-L primești pe Dumnezeu în viață, primește-L în viața ta. Acum, oamenea, e poate ultima chemare, această zi, n-aș vrea să te întâlnești cu imaginea aceasta în iad, să zici, vai ce mare ocazie am avut, că mi s-a spus că fără pocăință, fără acceptarea lui Hristos în viață, sunt pierdut, pierdut, vai ce nespocotit am fost, că am refuzat harul, că n-am răspuns atunci chemării divine. N-aș vrea să vezi lumea mea în iad, n-aș vrea să o vezi, dar o vei vedea dacă tu nu te pocăiești acum și azi. Domnul să lucreze la inima ta. Amin. Și mult de tot la inima voastră. Sunt candidat, vă rog, nu intrați în apa botezului. Dacă nu vreți să fiți oameni lui Dumnezeu toată viața, prea mult a văzut lumea asta, pocăiți fani, pocăiți de lume, prea mult s-a lucrat cu ea
cerului, mulți geuni arți, fiindcă pocăiți n-am fost adevărat pocăiți cu viața, n-am fost oare rugăciunii, ne-am bătut-o de haina albă pe care împoticați atâția dintre noi, am îmbrăcat-o, reprinsem aici, acum, de titlu, Doamne Dumnezeule, fă ceva, ca pocăiți să se pocăiască, că bine în țara și lumea întreagă să te cunoască ce minunat, ce bun, ce sfânt, ce iertător ești tu, Domnul să facă această lucrare.